ocazia începerii unui nou an școlar. Mă adresez deopotrivă atât dumneavoastră elevilor, cât și părinților, cât și colegilor, cât și autorităților locale. Cu ocazia aceasta să vă prezint oaspeții noștri de astăzi, domnul primar Sorin Ichim, domnul consilier personal Johnny Crăciun, domnul viceprimar Gabi Coacă, iar din partea poliției de apostolului de poliție Livez, domnul Manea și domnișoara Arapu. Da? Aramă. Cum? Aramă. Aramă. Aramă? Aramă. Îmi cer scuze. Da. Ceva mai strălucit. Da, da. Pentru început, aș vrea să vă spun că alături de personalul administrativ, atât pe timpul verii, cât și în ultimele săptămâni, începând din 20 august, am depus eforturi, atât materiale, financiare, cât și fizice, să aducem toate școlile din comună la standardele cerute pentru a putea începe activitatea. Vreau să vă spun că doresc ca anul acesta să vă mobilizați mai bine, să avem rezultate mai frumoase. Voi, cei care terminați clasa 8-a, să aveți note mari la examenul de evaluare, să obțineți note mari și ca medie generală, să puteți să ajungeți la școlile, la liceele, la școlile profesionale, acolo unde vă doriți și să vă asigurați un viitor frumos. Iar celorlalți, vă doresc să vă mobilizați, să obțineți rezultate frumoase atât la disciplină cât și la învățătură. Iar părinților, vă doresc să vă dea Dumnezeu sănătate și putere, să-i susțineți, să-i ajutați. Au venit în rândurile noastre copii noi, copii care vor forma clasele a 5-a, alături de dirigenții lor, și acum fac trecerea să vă prezint dirigenții și încadrările de la cu personalul didactic. Avem anul acesta colegi noi, alături de noi cei vechi, între ghilimele, nu? Care suntem de zeci de ani aici. În primul rând o să vă prezint dirigenții. La clasa a 5-a a doamna Constantininina și profesoară de biologie. La clasa a 5-a B domnul profesor Popescu Marin și profesor de geografie. La clasa a 6-a A doamna Nica Cristina și profesor de limbă română. La clasa a 6-a B doamna Neagu Mihaela și profesor de limbă română. La clasa a 7-a doamna Terente Cristina și profesor de limbă engleză. La clasa a 8-a A doamna Cosma Elena și profesor de matematică. La clasa a 8-a B domnul Balan Ion și profesor de istorie și științe sociale. Și mai avem în echipa de cadre didactice, alături de acești profesori dirigenți, doamna profesoară Lerescu Monica, nu este astăzi la noi, pe 8 ore de matematică, domnul profesor Panțăru Sorin pe ore de religie, doamna Chelmuș Ana Maria, profesor de educație fizică, doamna Brebenel, o știți, doamna de franceză, la TIC veți avea un domn profesor Dăscălașu,
la educație tehnologică doamna Ilieș, la muzică doamna Gazi Mariana, la chimie doamna Zeca. Deci, în mare parte, colectivul de cadre didactice este același. Ce spui tu? Așa, și doamna Luncașu la România. Da. Ce să vă spun, alături de colegii mei, ne-am dorit să obținem anul acesta rezultate mult mai bune, adică să trecem în vara viitoare peste etapa de corejări și încheierea situației la învățătură pentru cei care au lipsit sau nu au venit să-și încheie situațiile. Deci toată lumea am vrea să fie promovată. Am vrea ca să manifestăm cu toții o mai mare grijă față de bunurile școlii care ne sunt puse la dispoziție spre folosință, pentru că se obțin și se întrețin apoi cu cheltuieli foarte mari. Am vrea ca de pe băncile școlii să iese copii cât mai cuminți, cât mai bine pregătiți pentru viață și care să obțină rezultate bune, să meargă la școlile de prin Onești sau în țară unde își propun să ajungă și să ducă acolo cu cinste, să poarte cu cinste numele comunei Livezi și a școlii Livezi. Eu așa îmi doresc, îmi doresc să nu aud vești rele, să nu aud vești proaste despre copii, despre comună, despre școală și pentru a realiza toate acestea, împreună cu toți cei care suntem de față, trebuie să facem eforturi. Aș face un apel către părinți cu rugămintea de a ține cât mai mult legătura cu școala. Și de două ori pe zi, dacă e posibil. Nu mă supăr. Ca să depistăm, să găsim toate neajunsurile și să găsim soluții în timp cât mai rapid. Ca să nu avem probleme și să nu se amplifice probleme. Faptul că vă invit să țineți aproape de noi, să fim tot timpul în legătură, să ne intereseze și pe noi și pe dumneavoastră de soarta copiilor, cred că ar fi un lucru extraordinar dacă l-am putea face și am obține rezultatele la care ne așteptăm cu toții. Cam atât ar fi din partea mea. Dacă din partea colegilor vrea cineva să vă adreseze câteva cuvinte, dacă nu, rog din partea autorităților locale și din partea postului de poliție. Vă rog, domnul primar Sorin Ichim. Da. Bună ziua, vă spun și eu și bine ne-am regăsit la începutul unui nou an școlar, 2018-2019. Domnul director v-a prezentat câteva lucruri din activitatea noastră din anul trecut. Aici aș vrea și eu să felicit absolvenții clasei a 8-a pentru rezultatele obținute și le urez succes în anul ce începe la liceele sau la școlile unde au plecat. Iar dumneavoastră, la fel, mult succes copiilor, mult succes profesorilor și îngăduiță pentru acești copii. Din partea mea, ca și șef al autorității locale, vă promit că o să țin legătura cu domnul director, lucru care s-a întâmplat și anul trecut. Am reușit ca la școala numărul 2 Livezi să creăm condiții normale. Acolo am băgat grupurile sanitare în interiorul clădirii, am făcut modernizare în sălile de clasă, alimentare cu alimentarea apă. Cu apă din sursă proprie, pentru că acolo
din câte știm noi, ajunge mai greu apa la rețeaua de alimentare și am făcut în așa fel ca tot timpul să existe apă curentă. Nu vreau să lungesc acest discurs. Aș vrea să vă urez încă o dată mult succes în nou an și cu realizări la sfârșitul anului să putem să fie probabilitatea de 100%. Mult succes! Rugăm pe domnul Crăciun. Mulțumesc domnului director, mulțumesc domnului primar Sorin Nichim. Eu vreau doar să completez ceea ce spunea domnul Sorin, chiar dacă eu știu, poate cineva spune că nu ar mai avea ce spune Johnny Crăciun. Vreau să vă transmit un mesaj din partea instituțiilor județene cu care noi avem relații extraordinare. Săptămâna trecută am avut întâlnire cu doamna prefect Maricica Coșa și domnul președinte al Consiliului Județean Sorin Brașoveanu, care prin intermediul meu vă transmite tuturor mesaje de încurajare și vă asigură că cei care guvernează astăzi țara vor avea în continuare grijă ca toată infrastructura de care noi, administrația locală, avem grijă și ne ocupăm să fie, să ridice la standardele, așa cum spunea Sorin, normale, microbuzele să funcționeze și de ce nu ne gândim la achiziționarea unui alt microbuz, asta v-am dat așa că o veste. Da. Și așa cum vă spuneam, mesaje încurajatoare atât pentru elevi, pentru părinți, aici fiind vorba de alocații și de anumite lucruri care vor mai fi date în perioada următoare, dar și pentru profesori, cărora poate acum mai mult ca altă dată, nu mai stăm poate cu capul plecat vorbind despre salarii. Așa cum s-a văzut și în anul trecut, poate și anul acesta, salariile vor crește și de ce nu nivelul nostru de trai al tuturor, ca să asigurăm un învățământ de calitate și o generație viitoare care să corespundă la ceea ce își dorește să ajungă România. Eu vă urez succes, multă sănătate și vă asigur că aici la Livez facem echipă, lucrăm în echipă și mă bucur că se continuă proiectele frumoase la care altă dată nici nu visam. Succes în continuare, mulțumesc domnule director, mulțumesc! Mulțumesc! Deci noi am venit cu legea scrisă și o să vă citesc un mesaj din partea Poliției Române. Deci începem un nou an școlar împreună, elevi, părinți, cadre didactice și sperăm ca de astăzi colaborarea școală, familie, poliție să reînceapă cu încredere și mai multă implicare ca, ca anii trecuți. Voi, elevilor Poliția Română, vă urea să aveți parte de un an plin de reușite, cu rezultate foarte bune și provocări depășite cu succes. Vă garantăm că pentru cei care vă oferă sprijin, siguranță și înțelegere, ne aflăm și noi, Poliția Română. Stimate cadre didactice, atât obiectivul nostru cât și al dumneavoastră este acela de a oferi educație sănătoasă copiilor, dincolo de informațiile din manuale sau din programa școlară, prin transmiterea valorilor de corectitudine, toleranță și respect. Pentru dumneavoastră, părinți, mesajul nostru este că vă vom sprijini în efortul de a le oferi copiilor, de a le fi aproape copiilor, de a le cunoaște dorințele și preocupările. Ei au nevoie de atenție, de protecție și îndrumare și de aceea, pentru cele mai importante lucruri pe care le putem oferi, sunt timpul și deschiderea noastră. Vă asigurăm că vă vom fi alături în apropierea unităților de învățământ, pe traseele către școală și spre casă. Sperăm că această zi să rămână o frumoasă și puternică amintire și vă urăm tuturor un an școlar plin de reușite. Acestea fiind zise, cred că e timpul să începem treaba, nu? Să mergem în sale de clasă, să ne preluăm manualele, să facem cu cunoștință cu colegi noi, dacă este cazul, bobocii de clasa a 5-a să-și cunoască colegii, profesorii, dirigenți,
pentru a nu crea perturbare, o să lăsăm copiii de clasa 5-a la urmă, vor intra, începem cu clasa a 8-a B, care va urca în sala lor, condus de domnul diriginte, urmează a 8-a A și așa mai departe, ușor, încet, încet, nu vă îngrămădiți, da? Manuale, clasa 6, aveți manuale noi, aveți grijă de ele.